La guvern se coace o nouă ordonanță de urgență privind cheltuielile bugetare. A anunțat-o chiar premierul Ciolacu. România nu va avea anul acesta sub nicio formă un deficit bugetar mai mare de 6%, mai spune. Noi încercăm în continuare să ne încadrăm în 4,4. Asta este ținta asumată de către România. Dar avem și această discuție că este posibil să depășim acest deficit. Sub nicio formă nu vom avea un deficit mai mare de 6%. Conform uzanțelor, el trebuie să fie cel puțin 0,5% mai mic decât 6,2% cât a fost anul anterior. Cred că mai mult ca sigur săptămâna viitoare ministrul finanțelor și cu echipa tehnică și cu echipa tehnică de la MIPE vor mai avea o deplasare la noi, la comisie, să detalieze. Eu în ființă de guvern voi adopta o nouă ordonanță de urgență în ceea ce privește cheltuielile bugetare atât la nivel central cât și la nivel local. Prioritatea noastră rămâne foarte clar să nu existe și în acest moment, dacă vom lua aceste măsuri, nu există niciun risc în ceea ce privește blocarea fondurilor europene. Aceasta este cea mai mare miză pe care am avut-o de la începutul mandatului și pe care o am în continuare.